Bună ziua, vă salută Tatiana. Nu am știut, de fapt am uitat că luni, adică ieri, a fost sărbătoare, așa că am lipsit. Sâmbătă seara am lucrat până am ajuns în acest punct. Ajungând în acest punct, bineînțeles, vom continua sacoșa noastră, Emilia. Însă eu am dorit să o personalizez pentru a nu avea probleme, pentru mai ales pentru faptul că de moment ce acea sacoșă este lucrată, deci cineva a făcut un tutorial. Așa că eu m-am oprit sâmbătă seară în acest punct. Și apoi ieri și astăzi dimineață eu am venit cu noutățile mele în modul în care să personalizez această sacoșă, astfel că ea să nu fie subiect de copyright. Am terminat rândul, așa cum vă amintiți, cu aceste clămițe. Eu am să marchez exact colțurile și dumneavoastră vă veți da seama în funcție de forma pe care o ia ceea ce ați lucrat până acum. Deci, cam în felul acesta ar fi pătratul, da? Partea de sus. Aici vor fi colțurile principale. Eu voi continua lucrând câte 5 ochiuri de lanț până când voi ajunge. Cam aici. Deci aici mă voi opri. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Deci de unde am închis rândul, am făcut un arc. 1, 2, 3, 4, 5. Cel de-al doilea. Bine, nu vă arăt 1, 2, 3, 4, 5, nu vă arăt dinainte lucrarea, vreau să vedeți la urmă. 4, 5, eu sper să nu ies în afara camerei. Deci am format din nou aceste arcuri, aceste arcade, până când am ajuns o arcadă înaintea punctului principal a colțului. Acum, odată ajunse în acest punct, voi face în această arcadă un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble. Apoi în arcada principală, care ne semnalează colțul exact, voi face din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, iar în cea de-a treia arcadă voi face din nou 5 piciorușe duble. Deci avem una, două, trei arcade cu câte? Un număr de 5 piciorușe duble lucrate în interiorul acestora. 2, 3, 4, 5. În momentul în care am terminat și această a treia arcadă cu 5 piciorușe duble, în următoarea arcadă voi face un picioruș scurt. În același timp, voi fi atentă să îmi semnalez colțul exact și
în partea cealaltă a lucrării, deci voi pune din nou semnul despărțitor. Eu sper să se vadă ceea ce lucrez în felul acesta. Și voi continua. Arcada următoare, din nou, 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, următoarea arcadă, un picioruș scurt și vom continua alternând astfel 5 piciorușe duble în o arcadă și un picioruș scurt în următoarea până în momentul în care vom ajunge la aceste trei arcade care practic fac colțul genții noastre. Deci de acum vom lucra singure și ne întâlnim aici. După cum vedeți, mă apropii de colțul acestei părți. Am făcut arcada cu 5 piciorușe duble. Acum voi face în următoarea un picioruș scurt. În acest moment voi număra 1, 2, 3, 4, 5 arcade care sunt lucrate cu câte 5 piciorușe duble. Iar dacă vă amintiți aici, după ce am făcut acel număr de 3 arcade, am continuat cu un picioruș scurt în următoare. Deci aici suntem în regulă, în felul acesta. Acum vom continua lucrând câte 5 piciorușe duble în următoarele 3 arcade. Astfel vom acoperi acest colț. Iar noi ne întâlnim după ce vom lucra colțul și vom continua. Am lucrat și acest colț, deci 3 arcade în care am lucrat câte 5 piciorușe duble. Acum, în următoarea arcadă, voi face un picioruș scurt și vom continua alternând piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, în prima arcadă, în următoarea un picioruș scurt și vom continua în felul acesta lucrând până în următorul colț care va fi aici. Eu mi-l însemn. Deci noi vom lucra de 5 ori câte 5 piciorușe duble, deci 5 arcade cu câte 5 piciorușe duble separate de arcada în care facem picioruș scurt. Vom lucra singure și ne întâlnim în colț din nou. Am ajuns și în corespondența următorului colț. Am lucrat cea de-a cincea arcadă cu 5 piciorușe duble. Acum voi face piciorușul scurt, după care continuăm cu cele 3 arcade în care vom lucra câte 5 piciorușe duble. Deci fiecare arcadă din următoarele 3 va fi constituită din 5 piciorușe duble. 2, 3, 4, cea de-a cincea, astfel sacoșa Emilia va prinde o față nouă, o față a sa, care, așa cum vă spuneam, fiind personalizată, nu va fi un copyright. Voi trece în următoarea arcadă cu 5 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, următoarea arcadă, cea de-a treia, cu 5 piciorușe duble, 1, 2, 3,
doctorul? Cinci. Acum voi face un picioruș scurt în următoarea arcadă, apoi vom continua cu acea serie în care alternăm 5 piciorușe duble, un picioruș scurt, 5 piciorușe duble, un picioruș scurt, astfel vom face 5 arcade constituite din câte 5 piciorușe duble, iar între ele arcada cu piciorușul scurt. Noi ne întâlnim în colț, din nou ne dăm întâlnire în colț. Am ajuns în corespondența celui de-al patrulea colț și aici vom face în corespondența celor trei arcade câte cinci piciorușe duble, așa cum deja v-ați obișnuit. Eu voi lucra prima arcadă, apoi vom lucra singure. Cel de-al cincilea picioruș dublu, nu știu cum este acasă, însă aici este un cald umed, îngrozitor. Așa, deci acum voi continua cu alte două arcade în care voi lucra câte cinci piciorușe duble. Noi ne vom întâlni după ce lucrăm acestea două. Am lucrat și acest colț. Voi intra în arcada următoare, voi face piciorușul scurt, după care voi continua alternanța, o arcadă cu 5 piciorușe duble, una cu un picioruș scurt, până când vom ajunge la sfârșitul rândului. Deci vom avea din nou un număr de 5 arcade pline, iar între acestea piciorușul scurt, arcada cu piciorușul scurt. 4, 5, încerc să comprim un pic timpii, pentru că foarte greu se încarcă pe acest YouTube. Deci vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Deci nu uitați, o arcadă cu 5 piciorușe duble, o arcadă cu un picioruș scurt. Am ajuns în corespondența celei de-a cincelea arcade în care am lucrat piciorușe duble. Deci, vedeți, aici sunt cele 3 și am 1, 2, 3, 4, 5. Iar acesta vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt de la începutul acestui rând. Dacă vă amintiți, am închis aici cu un picioruș scurt înainte să începem primele arcade. Deci, în corespondența acestui picioruș scurt, noi vom face din nou un picioruș scurt și vom închide această parte a lucrării. Voi scurta firul și îl vom ascunde de dedesubt. Îl lăsăm un pic mai lung, astfel încât să putem să îl ascundem apoi. Vă mai amintiți cum v-am explicat să închidem fără să se cunoască unde, deci intru două piciorușe mai în față, extrag acest fir, vedeți, aici pe față nu se vede unde am închis, voi merge din nou, în felul acesta vom încheia rândul și vom ascunde firul pe spate fără să se vadă partea aceea urâtă. Deci aici va veni apoi cusut cu acul. Din acest moment vom începe partea de sus a genții. Am fixat aici exact mijlocul. Această arcadă cu 5 piciorușe duble va trebui să ne rămână liberă. Eu voi face precum un ochi de lanț. Voi lăsa un pic mai lung firul pentru că va trebui să-l ascund și pe acesta. Așa. Și începând din acest moment, deci am 1, 2, 3. Avem cele 3 arcade cu câte 5 piciorușe duble. Nu în prima, în cea de-a doua. În corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu. Numărând din această parte, vom intra cu croșetul.
Vom extrage firul și voi face, pentru început, 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi sări un picioruș dublu, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face un picioruș scurt. De acum voi continua doar 4 piciorușe duble, 1, 4 ochiuri de lanț, scuzați, 2, 3, 4, voi sări din nou 2 piciorușe duble, voi intra în corespondența celui de-al treilea. Deci avem deja 2 arcuri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voi intra în corespondența următorului, 4, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, avem 1, 2, 3, număr, pentru că trebuie să avem un număr de 6 arcade, le distribuim în modul în care să ajungem la jumătatea acestei arcade formate din cele 5 piciorușe duble. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Voi sări, 1, 2, voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu și voi face ultimele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, și voi intra, 1, 2, 3, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din această arcadă. Acum voi întoarce lucru pe partea cealaltă și voi face 1, 2, 2 piciorușe scurte și voi porni din nou cu arcadele, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, arcadă, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, următoarea arcadă, facem picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, următoarea, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, vom intra în penultima arcadă cu picioruș scurt și ultimele 4 ochiuri de lanț, 3, 4, și vom intra în corespondența ultimei arcade, care de fapt a fost prima de la începutul rândului, cea făcută din 5 ochiuri de lanț. Întoarcem din nou lucrarea. Vom veni din nou cu piciorușe scurte, 1, 2, până spre mijlocul arcadei și voi continua. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, picioruș scurt în arcadă, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, picioruș scurt în arcadă, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, picioruș scurt în următoarea arcadă, avem 3, acum voi face ultima, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și picioruș scurt în ultima arcadă. Întoarcem lucrarea din nou și vom face 2 piciorușe scurte în corespondența primei arcade. Continuăm cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, picioruș scurt în arcada următoare, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, picioruș scurt
patru ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, piciorul scurt în următoarea arcadă, așa, iar acum întoarcem din nou lucrarea. Și vom face două piciorușe scurte, 1, 2, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, vom intra în următoarea arcadă, vom închide cu piciorul scurt, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, vom intra în următoarea arcadă, vom închide cu piciorul scurt, iar acum, din nou, întoarcem lucrarea. Am rămas cu două arcade. Vom intra cu fir alunecat în corespondența primei arcade și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu în corespondența primei arcade și imediat intrăm în arcada următoare și lucrăm alte 5 piciorușe duble. Deci vom avea un total de 10 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, am greșit? Ia să vedem. 2, 4. Nu. Am greșit eu, vă rog să mă scuzați, vom face doar 8. Deci, voi face 4. Se întâmplă. Scuzați-mă că sunt prinsă de febra lucrărilor. Deci aici 4. 4 piciorușe duble. Așa, și în următoarea arcadă voi face alte 4, pentru că altfel mi-eșea prea larg, așa. La început făcusem probele mele cu 10, dar era prea largă. Deci, fac alte 4 piciorușe duble. Avem 4 în prima arcadă și 4 în cea de-a doua arcadă. Deci, astfel am obținut un număr total de 8 piciorușe duble. Am terminat acestea, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, întoarcem lucrarea și vom face piciorușe duble în corespondența acestora înainte și înapoi până la lungimea dorită de dumneavoastră. Eu acum vă voi arăta partea care am lucrat-o eu. Aceasta este ceea ce am lucrat eu, după cum vedeți. Eu nu vreau să vă influențez cu nimic, însă aici, de acum, ajungem la dorința dumneavoastră. Fie puteți să le faceți aceste băiere, mânerele, cum doriți dumneavoastră, mai lungi. Deci veți lucra lungimea care aveți nevoie dumneavoastră. Doriți să o puneți pe umăr, le faceți mai lungi. Doriți să o țineți pe mână, le faceți mai scurte. Sau, dacă dispuneți, puteți pune și acele mânere din lemn de bambus. Aici este la dorința dumneavoastră. Deci eu am ajuns până în punctul cel mai important. Acum eu voi continua singură să fac piciorușe duble înainte și înapoi. Când voi ajunge la lungimea mea, mă voi întoarce și vă voi arăta cum facem aceste mărginuțe. Lucrăm singuri și ne reîntâlnim. Am terminat această parte de tortiță. Eu am lucrat 18 cm. Acum, ați văzut că în cealaltă parte care v-am prezentat-o era ca o mică danteluță. Am făcut în felul următor, deci am făcut cel de-al optulea piciorul dublu. Voi intra
în margină, aici, și voi face un picioruș scurt, firul odată pe croșet, în corespondența aceluiași spațiu, un picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași spațiu, un picioruș dublu redus. După care trec în spațiul următor. Astfel vom da un pic de frumusețe și tortițelor. Și repet în același mod. Piciorușul scurt, piciorușul dublu și piciorușul dublu redus. Deci în corespondența fiecărui al optulea picioruș în spațiu format, voi lucra în felul acesta. Și astfel, vedeți, se formează această micuță danteluță, care va da un aspect deosebit lucrării noastre. În felul acesta coborâm până jos, iar noi ne vom întâlni la capăt pentru a încheia această parte a lucrării. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Continuăm singure. Am ajuns cu această danteluță în corespondența ultimului spațiu. Acum voi trece în spațiul de început al piciorușelor duble și voi face piciorușe scurte. În primul archet, în cel de-al doilea. După ce am făcut și în cel de-al doilea arc, voi închide în corespondența arcului cu fir alunecat. Vedeți cum se prezintă această parte? Voi scurta firul, voi lăsa o bucată mai lungă pentru a avea cum să ascund firul de desubt. Îl vom ascunde. Așa cum v-am învățat, sărim un ochi, intrăm în cel de-al doilea, tragem firul în spate și vedeți că nu se cunoaște locul unde am închis. După aceea noi vom ascunde cu acul sau cu croșetul. Vom trece la cea de-a doua parte. Din nou voi face un ca un prim ochi de lanț și aici este mijlocul. Din această, deci aici nu avem nimic de lucru. Din următorul arc, în corespondența piciorușului din mijloc, deci piciorușul cu numărul 3, voi intra cu croșetul, voi extrage acest fir și voi face 4 ochiuri de lanț pentru început. 1, 2, 3, 4, deci avem 1, 2, voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu, care este în corespondența primului din următorul arc, din nou 1, 2, 3, 4, voi sări 1, 2, voi intra în cel de-al treilea. Nu uitați că trebuie să facem un total de 6 astfel de arcuri. 1, 2, 3, 4. Și voi intra aici. Deci avem 3 până acum. Din nou, 4 ochiuri de lanț. Patru ochiuri de lanț, 1, 2, în cel de-al treilea, picioruș dublu, deci întotdeauna în cel de-al treilea, picioruș dublu. Iar acum, la urmă, facem 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și din nou, 1, 2, voi fi exact pe mijlocul acelui evantai.
După care întoarcem lucru, vă arăt din nou, în felul acesta reușiți să înțelegeți exact. Voi veni cu piciorușe scurte până pe mijlocul acestui arc, aici. Și acum voi face 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, piciorul scurt în următorul arc, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4 și ultimul piciorul scurt aici. Întoarcem lucrarea, ne întoarcem cu piciorușe scurte, 1, 2 piciorușe scurte în primul arc, 4 ochiuri de lanț, 3, 4. În felul acesta am schimbat un pic fața întregii lucrări, 1, 2, 3, 4, și mie mi se pare mult mai elegant așa, 4, aici, acum următoarele și ultimele 4, deci pe măsură ce vom face arcurile, încet, încet noi vom scădea. Acum întoarcem lucru, ne întoarcem din nou. Vom scădea numărul arcurilor. Am făcut 2 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, picioruș scurt în mijlocul următorului archet, 1, 2, 3, 4, un nou picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, piciorul scurt, așa, acum voi întoarce din nou lucrul și am 1, 2 piciorușe scurte, după care 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi închide în arcul următor, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, voi închide în ultimul arc și am ajuns din nou la corespondența celor 2 arcuri, în care acum vom întoarce lucrul, nu are nimic dacă este pe spate, voi intra cu fir aluneca și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu în corespondența primului arc, iar în corespondența celui de-al doilea arc vom face alte 4 piciorușe duble, exact în același mod în care am procedat partea cealaltă. Astfel va trebui să continuăm făcând piciorușe duble. Cu cele 8, deci 8 piciorușe duble în total, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și întorcând lucru pe o parte și pe cealaltă vom face lungimea care doriți dumneavoastră. Deci eu mi-am ales deja lungimea mea, la mine se pornește furtună, este vânt și vom continua singure, ne întâlnim când vom termina piciorușele duble, vă voi arăta din nou acea danteluță, cum o realizăm. 2, 4, 6, 7 și cel de-al 8-lea. 2, 4, 6, 7, cel de-al 8-lea aici. Acum vom continua singure, 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru și continuăm. Deci noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat lungimea necesară.
Am terminat și cea de-a doua parte a mânerului. Acum voi face să fiți atente. De fapt, fie pe o parte, fie pe cealaltă, va fi în mod egal acea mică danteluță. Deci am intrat în primul spațiu, am făcut un picioruș scurt, un picioruș dublu, exact cum am făcut cealaltă parte, și un picioruș dublu redus, după care mă deplasez în următorul spațiu, deci este foarte vizibil, și fac din nou piciorușul scurt, piciorușul dublu și piciorușul dublu redus. Așa vom merge până jos, până la sfârșitul rândului, iar apoi ne vom întâlni din nou și vedem ce vom face. Deci în felul acesta vom continua. Am ajuns la capătul rândului și cu danteluța. Acum voi intra și voi face piciorușele scurte, așa cum am făcut și partea cealaltă. Și vom închide în corespondența primului picioruș scurt din acest archet. Acum eu voi scurta firul și voi încheia lucrarea pentru această seară. Deci avem cele două părți ale genții, ale sacoșei, deja lucrate. Mâine, acum este foarte târziu la mine, eu încep și lucrez printre bucățele, deci mâine vom monta și vom da tocul final sacoșei Emilia. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, sper că vă place acest aspect pe care l-am dat sacoșei noastre, pentru că este diferit de ceea ce am văzut în fotografie. Iar noi ne vom întâlni și vom încheia această minunată lucrare. Ca întotdeauna vă spun, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și la mine fiind noapte, vă doresc noapte bună, voi încărca mâine, vă